Grâu, făină albă și ulei pentru sinistrați. România va transmite țării noastre circa 200 de tone de ajutoare umanitare pentru persoanele care au avut de suferit în urma inundațiilor din această vară. Anunțul a fost făcut de președintele român Traian Băsescu într-o convorbire telefonică cu președintele interimar moldovean Mihai Ghimpu. Este vorba de peste 100 de tone de grâu, 60 de tone de făină și 30 de tone de ulei de floarea soarelui, care vor lua calea Republicii Moldova la 2 septembrie. Acesta este cel de-al doilea ajutor umanitar de proporție acordat sinistraților de statul român. În primul este vorba de materiale de construcție pentru refacerea caselor afectate de inundații.